אנחנו מתקדמים. אני לא חושב שכדאי להכביר מילים, אפילו לא ברגע הזה, אבל אני מקווה שיהיו בשורות טובות בקרוב. ונשיג את החזרת הביטחון גם לדרום וגם לצפון. Și reluăm informația momentului. De fapt, o premieră în 46 de zile de război. Benjamin Netanyahu confirmă că Israel și Hamas negociază un acord de eliberare a ostaticilor. Mai mult, semn că înțelegerea este aproape de a fi încheiată. Ea va fi discutată în această seară în cabinetul de război. E o veste care vine, de fapt, la sfârșitul mai multor săptămâni de speculații și a fost confirmată mai întâi de liderul aripii politice a grupării teroriste, mai apoi de la mediatorii din Qatar, care speră ca pasul decisiv să se întâmple chiar astăzi. Pe teren, deocamdată încetarea focului nu se întrevede. Soldații intră în fiecare clădire, verifică fiecare subsol pentru a identifica posibile intrări în tuneluri și locații strategice pentru Hamas. Ieri, armata israeliană a descoperit un laborator de fabricare a armelor ascunsă sub o moschee din orașul Gaza. Cele mai intense operațiuni continuă să se desfășoare în jurul spitalelor. Mai mulți oameni au fost uciși într-un schimb de focuri la spitalul indonezian. Israel susține că a ripostat după ce teroriștii Hamas au deschis focul din interiorul clădirii, în timp ce din Gaza vine un bilanț de 12 morți și 10 de răniți. Alte 10 de pacienți au fost evacuați din motive de siguranță în sudul enclavei. În Gaza însă nu mai există loc sigur. În ultimele 24 de ore, bombardamentele au făcut 10 de victime. Printre ținte s-au numărat o tabără de refugiați din centrul fâșiei Gaza și o alta din sudul enclavei, în Khan Yunis. Două treimi din populația enclavei a rămas fără casă de la începutul războiului dintre Israel și Hamas și majoritatea depinde de ajutoarele care reușesc cu greu să intre în Gaza. Partea înțelegerii pentru eliberarea ostaticilor, Hamas cere și ca 300 de camioane cu mâncare și alte ajutoare să intre zilnic în Gaza. În ciuda optimismului afișat însă, atât de Statele Unite cât și de Qatar, există multe puncte nerezolvate ale acestui acord despre disperarea rudelor celor aproape 240 de ostatici. כשאתם הייתם בממשלה, די לפוליטיקה, זה לא פוליטיקה. תראו אותנו, אבל לא מהצד. תראו אותנו כאילו זו אחותכם. כאילו כפיר הוא הילד שלכם, או הנכד שלכם. האם הייתם מסתכנים בלעשות משהו שעכשיו יכול לפגוע בחיים שלו? Rudele ostaticilor au răbufnit în timpul unei întâlniri cu ministrul Securității Naționale, care a anunțat că vrea pedepsa capitală împotriva teroriștilor capturați după atacul din 7 octombrie. Oamenii se tem că o astfel de decizie i-ar pune în pericol pe prizonieri și ar putea periclita un acord pentru eliberarea lor. אז אני מבקשת מאוד, ותורידו אותו מהשולחן. אני רוצה את הילדה שלי בבית, לא לרצות שום אויב. אני רוצה את הבת שלי בבית. Despre cele mai proaspete vești pe care vi le-am prezentat deja, discutăm cu invitatul nostru, domnul Adrian Cioreanu, fost ministru de externe. Domnule profesor, bună ziua, mulțumim pentru prezența. Bună ziua, eu vă mulțumesc pentru apel. Ce spuneam puțin mai devreme, spune premierul Benjamin Netanyahu și am văzut chiar și într-un video faptul că se ajunge sau e aproape de fapt o înțelegere în privința ostaticilor. Sunt absolut convinsă că știți și informația care vine din partea Hamas, cum că ar putea să aibă loc o negociere de pace. Bun, cât de reale să fie cele două sau cât de mult putem să sperăm să nu ne aruncăm cu capul înainte, să sperăm că lucrurile s-ar putea să fie în favoarea tuturor ca acest război să înceteze? S-ar putea să fie în favoarea tuturor pentru că deja avem trei surse și încă de la sfârșitul secolului al XIX-lea în bazele jurnalismului se spune că trei surse pentru o informație reprezintă o garanție solidă. Cum ați spus, primul care a vorbit a fost președintele Biden, care a vorbit explicit despre ostateci. Apoi a ieșit șeful Hamas, care a vorbit că ar fi aproape un armistițiu.
Și în fine, premierul Netanyahu în curând o veste bună. Iar pe surse deja s-a aflat că ar fi vorba de 50, circa 50 de ostateci israelieni sau, mă rog, deținuți de către Hamas, în schimbul cărora ar urma câteva zile în care armata israeliană n-ar mai ataca, dar și eliberarea unor femei și a unor minori, mă rog, copii care n-au 18 ani, dar care au fost prinși de poliție sau de armata israeliană făcând diverse gesturi agresive, dar care nu sunt majori. Aceste femei palestiniene și minori palestinieni ar face și ei parte din pachetul acesta la schimb, plus câteva zile de încetare a focului. Deci ar fi și un armistițiu de câteva zile, cum a spus liderul Hamas, dar și un schimb de prizonieri, cum de ostateci, iertați-mă, ori eliberare a ostaticilor, cum a vorbit, cum a spus președintele Biden și premierul Netanyahu. A fost forțat, domnule Cioroianu, premierul Benjamin Netanyahu să grăbească cumva aceste negocieri și în contextul acelui marș de 5 zile, marșul rudelor ostaticilor de la Tel Aviv la reședința lui Netanyahu din Ierusalim? Adevărul e că aceste imagini, exact înainte de a intra noi în dialog, imaginile pe care le-ați dat cu acele familii, era limpede că erau niște familii israeliene laici, puși în fața unui oficial din guvernul Netanyahu, părea foarte religios după comportament, ori erau două discursuri absolut paralele, cum v-ați dat seama, și Hamasul, cred că și-a dat la rândul, a înțeles că guvernul israelian și Netanyahu în principal sunt sub presiunea opiniei publice israeliene și mai ales a acestor zeci și sute de rude ale celor răpiți, celor deținuți de Hamas. E limpede pentru noi că acesta este unul dintre argumentele pentru care această operațiune de răpire a unor civile a fost făcută, ca ei să fie folosiți ca monedă de schimb, și iată rezultatul. Sunt monedă de schimb, cei care rudele lor nu vor să fie puși în pericol și e normal. Pe de altă parte, armata, ministrul apărării spune, domne, trebuie să lovim decisiv. Ori nu pot fi împăcate cele două tabere, pentru că lovirea decisivă ar însemna moartea multor ostateci. Explicați acest lucru unei rude care își vrea copilul sau sora sau soțul acasă. Deci presiunea sub care se află guvernul Netanyahu e limpede și pentru Hamas, evident este limpede și pentru noi și cred că se va găsi un compromis, dar repet, va fi un compromis de câteva zile. Da, pe de altă parte, nu putem să ignorăm faptul că se discută despre 50 de ostatici care ar putea să fie eliberați în contextul în care acum cele mai recente cifre sau ultimele cifre ne arătau că vorbim de peste 230 de persoane, aproape 240 de persoane care sunt ținute în captivitate. E clar că nu e o procedură care să se încheie, da? Adică acest război, putem să spunem clar că nu se va încheia imediat cum cei 50 de ostatici vor fi eliberați. Oh, nu! Aveți perfectă dreptate. Este parte din tactica Hamasului. Evident că dulcețurile bune se servesc cu lingurițe mici. Cam asta este mesajul pe care Hamasul dă. Atenție că aveți 200, nu știți câți mai sunt în viață. Da. Stați de vorbă cu noi și noi vă dăm o porție de 50, un prim grup de 50. Rămâne ulterior să mai vorbim. Deci vă dați seama că este o negociere care probabil va alterna cu episoade armate. Personal, n-am niciun fel de îndoială că vor urma și episoade armate după aceste zile de armistițiu, dar povestea ostaticilor rămâne în picioare. Pe de altă parte, sigur că e prinde bine și pentru premierul Netanyahu să arate o victorie de etapă. Să spună, iată, am încercat, am reușit cu, iată, 50, acum sigur vom continua și e vina Hamasului că nu ni dă pe toți. Fiecare va arunca vina asupra celuilalt, ca și până acum, niciun fel de surpriză, dar Hamasul își mai păstrează ca o carte în mânecă restul ostaticilor, atenție, un număr pe care noi nu-l știm și nici israelienii nu știu ca atare câți dintre acei ostateci răpiți, dacă toți mai sunt în viață și dacă toți pot fi eliberați la un moment dat. Mulțumim, domnule profesor! O zi bună!